Azi vom compara eToro cu Interactive Brokers și cu XTB. Acum, aceștia trei sunt unii dintre cei mai cunoscuți brokeri care sunt disponibili în România, dar chiar și în Europa, în Marea Britanie și așa mai departe. Acum, eu personal am cont la toate dintre aceste trei aplicații, le-am folosit pe fiecare și asta va fi mai mult așa un review, să zicem, subiectiv din experiența mea ca investitor. În mare parte investesc pe termen lung. Ok, hai să începem cu primul aspect și mai exact deschiderea contului. Deschiderea contului este destul de ușoară atât la eToro cât și la XTB. La ambele este un proces destul de intuitiv. Din experiența mea a durat parcă câteva ore să fiu aprobat și strict procesul de sign-up, nu știu, cred că a durat sub 30 de minute la fiecare dintre ele. Dar, din păcate, la Interactive Brokers aprobarea a durat mai mult, cred că undeva la 4 zile și, de asemenea, procesul de sign-up a fost destul de complicat. De câteva ori a trebuit să caut pe Google pentru că nu știam exact ce ar trebui să completez acolo. Deci, Interactive Brokers aici, în opinia mea, are un minus, este puțin mai dificil să te înregistrezi. Bun, hai să trecem și la unul dintre cele mai importante aspecte și anume comisioanele. Vom începe cu eToro. eToro nu are foarte multe comisioane. Cele mai importante la care ar trebui să ai grijă ar fi un comision de retragere de $5, deci oricând vei retrage bani din contul tău vei fi taxat cu $5. Un alt comision destul de semnificativ este cel de exchange pe platforma lor, deci dacă cumva depui o altă valută decât cea principală, vei fi taxat undeva la 0,5% pe acel exchange, ceea ce este destul de mult în opinia mea. Și totodată, în momentul în care eu înregistrez acest video, au și un comision de inactivitate pe care îl aplică după un an. Dacă nu mă înșel, este $10, totuși, în principiu, cred că este destul de greu să treacă un an fără ca tu să-l folosești. Alte comisioane notabile ar mai fi, nu știu, dacă tranzacționezi, de exemplu, CFD-uri și lași o poziție deschisă mai multe zile, asta este destul de standard, este acolo un comision zilnic destul de mic, dar care se poate aduna dacă ții o poziție deschisă multă vreme, dar pentru investițiile pe termen lung nu ai de ce să-ți faci griji. Ok, să trecem acum la XTB. XTB a scos comisioanele pentru tranzacționarea de acțiuni acum vreun an, dacă nu mă înșel, deci poți să cumperi sau să vinzi acțiuni sau ETF-uri din marea majoritate a țărilor fără comision. Singurul lucru pe care l-aș menționa aici este faptul că XTB își schimbă puțin cam frecvent comisioanele. De exemplu, când eu mi-am făcut cont acum vreun an și jumătate, era încă un comision de 10 euro la fiecare tranzacție, adică un comision minim, ceea ce este destul de ridicat. Evident, și ei au anumite comisioane dacă tranzacționezi CFD-uri, dar cum am zis, acest review este mai mult din prisma unui investitor pe termen lung, deci în principiu strict pentru tranzacționat acțiuni și ETF-uri nu ar trebui să-ți faci griji. Și încă un lucru destul de important de menționat ar fi și faptul că au și un comision de alimentare dacă alimentezi cu cardul. Dar desigur nu ești obligat să alimentezi cu cardul și voi intra în mai multe detalii în câteva minute. Bun, și acum ajungem la Interactive Brokers, care din nou este cea mai complicată. Practic, Interactive Brokers au două aplicații, cea Pro și versiunea Lite. Versiunea Lite momentan nu este disponibilă în Europa, așa că noi momentan avem versiunea Pro. Iar la aplicația Pro sunt practic două structuri de comisioane. Avem Fixed și avem Tiered. Ideea e în modul următor. Fiecare tranzacție, în funcție de planul pe care l-ai ales, poate să te coste între câțiva cenți și maxim 1% din valoarea unei tranzacții. Acum poți să alternezi între cele două din contul tău. O să las mai jos în descriere un link cu pagina de comisioane. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l ții minte este că ambele sunt destul de ok dacă vrei să tranzacționezi acțiuni din Statele Unite, cum fac eu, dar cea mai mare problemă este acel comision de inactivitate lunar de $10. Nu doar atât, dar dacă cumva comisioanele tale nu generează $10 într-o lună, asumând că ai un cont cu valoarea între 2000 și $100.000, ei practic oricum îți vor lua $10 pe lună. Ce vreau să spun aici, dacă tu faci tranzacții de $6, tu oricum vei avea un cost de $10 lună de lună. Asta din nou asumând că nu ai trecut de $100.000, valoarea contului, caz în care este gratis, și că nu ai cont sub $2000, caz în care este $20. Deci cu siguranță n-ar fi o idee bună să-ți deschizi un cont dacă ai un cont sub $2000. Încă un lucru de menționat aici ar fi că sunt așa numiții
introducing brokers pentru Interactive Brokers și, de exemplu, CapTrader este unul foarte cunoscut și ei îți oferă o structură alternativă de comisioane fără a avea acel monthly fee de $10. Deci, de exemplu, dacă îți faci prin CapTrader, dacă nu mă înșel, ai o taxă de $2 per tranzacție și nu mai ai acei $10 pe lună, dar, de exemplu, dacă ajungi să faci 5 tranzacții pe lună, deja oricum ai $10 pe lună. Bun, hai să trecem și la capitolul de valute disponibile. Pe eToro avem disponibil doar dolari. Asta nu înseamnă că nu putem să depunem într-o altă valută, dar dacă depunem într-o altă valută, va trebui să facem exchange-ul pe platforma lor, care, cum am zis, costă undeva la 0,5%. Acum, la XTB ai disponibile mai multe valute, de exemplu dolari, euro, lire și chiar și lei românești. Deci dacă cumva vrei să-ți faci un cont undeva care să fie direct în lei, ți-aș sugera să mergi pe XTB. Cel puțin dintre acești brokeri este singurul care are această opțiune, ceea ce poate să fie un pic mai ușor în momentul în care depozitezi bani. La Interactive Brokers ai disponibile mai multe valute, ai disponibile euro, dolari, lire sterline și încă câteva altele, dar nu ai disponibil lei. Bun, oarecum legat de asta este și partea de alimentare și de retragere. Acum, alimentarea este destul de simplă la eToro, pur și simplu alimentezi cu cardul, eu, de exemplu, o fac cu Revolut și alimentez direct dolari. Retragerea este o idee mai complicată în sensul că trebuie să le dai și un fallback method, deci, de exemplu, eu am cardul și PayPal și, cum am zis, este acel comision de retragere de 5 dolari. La XTB, practic, poți să depui cu cardul, cum am menționat acum câteva minute, caz în care ai un comision, momentan este 0,87%, așa că personal ți-aș sugera să faci un transfer bancar. Și ajungem în final și la Interactive Brokers, care, din nou, are un proces destul de complicat de a depune bani. Eu personal o fac prin Revolut, trimit direct dolari, dar vă avertizez că procesul de depunere prima dată este puțin mai dificil. Ok, hai să vedem acum oferta disponibilă. Dintre toate aceste trei aplicații, Interactive Brokers are de departe, aș spune, cea mai vastă ofertă de acțiuni. Practic la ei poți să tranzacționezi și penny stocks, poți să tranzacționezi vari ETF-uri, poți să găsești aproape orice fel de acțiune mică, obscură, nu știu, cu câteva excepții desigur, dar în principiu Interactive Brokers stă cel mai bine la capitolul de câte acțiuni și câte instrumente au disponibile. Acum, să vorbim puțin de eToro și de XTB. eToro stă binișor la partea de acțiuni, nu au destul de multe acțiuni care sunt mai mici, deci mai ales dacă cumva vrei să tranzacționezi penny stocks, nu prea le vei găsi la eToro și iarăși stau destul de prost la partea de ETF-uri din Europa, de exemplu, pe când cei de la XTB stau ceva mai bine la partea de ETF-uri, dar aș zice chiar mai rău decât eToro la partea de acțiuni din SUA. Bun, hai să mergem mai departe la ușurința de utilizare. Aș spune personal că eToro e probabil cea mai intuitivă dintre aceste trei aplicații, urmată destul de aproape de XTB, desigur ambele dintre acestea sunt disponibile și pe web și pe telefonul mobil. Interactive Brokers însă, deși este disponibilă atât pe web cât și pe iOS și Android, este o idee mai complicată. Ce vreau să zic aici este faptul că eu în general folosesc aplicația de Android, aș zice că mi-a luat așa măcar vreo lună până să înțeleg chestiile de bază cum se fac pe Interactive Brokers, evident că nu am stat zilnic câteva ore, dar totuși este puțin mai complexă. Totuși, după ce te-ai obișnuit cu ea, desigur, nu ai nicio problemă. Bun, hai să mergem mai departe la capitolul siguranță. Toate dintre aceste trei companii sunt listate la bursă, ceea ce este foarte bine. În general, companiile care sunt listate la bursă sunt considerate oarecum mai sigure. În plus, toate dintre aceste trei companii au un trecut destul de îndelungat. Compania cu cea mai mare istorie, să zicem așa, este Interactive Brokers. Ea există de prin anii 70, dacă nu mă înșel, este din Statele Unite. eToro a fost fondată în 2006 și este o companie din Israel, iar XTB au fost fondați în Polonia în anul 2002. Oricum, toate dintre aceste trei sunt reglementate, au fiecare măcar câte o sucursală în Europa, de exemplu, Interactive Brokers pentru Europa Centrală are în Ungaria, pentru Marea Britanie cred că au rămas cu sediul în UK, XTB sunt reglementați în Polonia.
iar eToro sunt reglementați atât în Marea Britanie, cât și în Polonia, cât și în Cipru. Oricum, ideea e că în cazul în care vreuna din firmele astea dă faliment, banii tăi sunt garantați până într-o anumită sumă, depinde de țara în care stai. Deci, de exemplu, dacă cumva ești din Marea Britanie, cred că este mai mare, în țările din Uniunea Europeană, pentru eToro și XTB, threshold-ul este undeva la doar 20.000 de euro, deci este destul de mic pentru investiții pe termen lung, iar pentru Interactive Brokers, care sunt reglementați în Ungaria, este, cred, la 100.000 de euro. Totuși, la Interactive Brokers ar fi un plus faptul că sunt unul dintre cei mai mari brokeri din Statele Unite, chiar ceea ce le dă, nu știu, aș zice că le dă un plus de siguranță peste celelalte două, dar dat fiindcă toate dintre acestea sunt reglementate într-o țară din Uniunea Europeană, în principiu eu nu cred că ar trebui să-ți faci griji foarte mari, decât dacă plănuiești să ajungi la un cont de sute de mii sau chiar milioane de euro, caz în care ți-aș sugera să fii diversificat între mai mulți brokeri oricum. Încă un lucru care ar putea intra și la partea de siguranță ar fi și faptul că momentan, cel puțin pe eToro, nu poți să, dacă ai deja cont pe eToro, nu poți să-ți transferi acțiunile altundeva, ceea ce este desigur un minus, dar dacă ai cont la XTB sau la Interactive Brokers, în cazul în care la un moment dat te decizi să îți muți acțiunile altundeva, practic poți să faci asta. S-ar putea să ai de plătit anumite comisioane, dar partea bună este că nu ești locked in, să spunem așa, pe acel broker. Acestea fiind spuse, mergem mai departe la un capitol iarăși destul de important și anume dividendele. Dintre acești trei brokeri, momentan doar Interactive Brokers are posibilitatea de a semna la ei în aplicație acel formular, cred că îi spune W8B, poți să cauți pe Google, ține de impozitul pe dividende și de dubla impunere între România și Statele Unite, iar asta înseamnă că pentru dividendele din Statele Unite deja ești taxat la sursă 10% în Statele Unite, iar în România nu mai ai de plătit nimic. Din păcate însă la eToro și la XTB nu cred că au această parte legală, să zicem așa, rezolvată, așa că din păcate ai de plătit 30% pe dividende. Deci dacă cumva plănuiești să-ți faci o abordare de investit în acțiuni focusată pe dividende, ți-aș sugera să consideri destul de puternic Interactive Brokers. Pentru că acest lucru, considerat așa pe de-a lungul mai multor ani, poate chiar decenii, poate să facă o diferență destul de mare. Bun, un alt aspect important în opinia mea este posibilitatea de a cumpăra acțiuni fracționale. Ce mă refer aici? De exemplu, în momentul în care înregistrez asta, Amazon este undeva la 3.500 de dolari per acțiune. Google este undeva la 2.500 de dolari. Ceea ce înseamnă că dacă vrei să cumperi una dintre aceste acțiuni, desigur este foarte scump și ar fi mult mai util să poți să cumperi, nu știu, să zicem frecvent câte 100-200 de dolari, fără să ai nevoie să strângi atât de mulți bani, doar pentru a putea să fii și tu acționar la companii ca Google sau Amazon. Și desigur mai sunt multe altele, de exemplu și Tesla este undeva la 600 de dolari și practic la Interactive Brokers și la eToro ai posibilitatea de a cumpăra doar părți dintr-o acțiune. Cred că la eToro este totuși o anumită limită, deci nu poți sub 50 de dolari, dar totuși nu este un mare lucru, în general cred că cumperi de măcar 50 de dolari, la Interactive Brokers poți să cumperi chiar și de 10 dolari. Dar din păcate la XTB, cel puțin momentan, nu au decât acțiuni întregi. Nu mă refer desigur la partea de CFD-uri, vorbesc de acțiuni pe termen lung, din păcate la XTB poți să cumperi doar una, două, trei, așa mai departe, nu poți să cumperi 10% dintr-o acțiune. Bun, și trecem și la capitolul de relații cu clienții. La eToro eu personal nu am avut de-a face cu suportul lor. Din câte am văzut pe net, oamenii nu sunt foarte mulțumiți, deci nu cred că au un număr de telefon, cred că îi poți contacta doar prin e-mail. La Interactive Brokers ai și un număr de telefon și îi poți contacta și prin chat. Pe chat uneori suportul este puțin cam încet sau nu este neapărat foarte eficient. Prin telefon am avut și experiențe bune. Uneori am dat de cineva chiar foarte rapid, alteori am stat 10-15 minute pe hold, deci poate diferă de la zi la zi. Iar în ceea ce privește XTB, au suport atât prin chat, în aplicația de web, cât și au o sucursală chiar și în România și în mai multe țări, poți să-i contactezi chiar și
și telefonic. Personal, cred că la partea de customer support, XTB este probabil cel mai bine dintre cei trei, urmat de Interactive Brokers și în ultimul rând de Toro, pentru că nu au un număr de telefon în primul rând. Ok, hai să tragem atunci și niște concluzii legate de acești trei brokeri. În opinia mea subiectivă, dacă ai un cont de minim, hai să spunem, 12.000 de dolari, consider că Interactive Brokers este cea mai bună opțiune, asumând că poți să treci peste prima lună de bătăi de cap cu aplicația. Motivul este faptul că ei sunt probabil cel mai cunoscut broker dintre aceștia trei la nivel mondial și au o tradiție destul de mare și în Statele Unite, dar partea cu 12.000 în opinia mea este ceva de considerat, pentru că dacă vrei, de exemplu, doar să îți faci un cont în care vei avea 3.000 de dolari și comisioanele tale anuale sunt 120 de dolari, practic deja tu ai un comision de peste 2% pe an din totalul activelor tale doar pentru că ai contul deschis la ei, ceea ce este mult prea mult. Dacă ajungi să ai un cont de peste 12.000 de dolari, să spunem, dat fiind că comisioanele pe un an sunt 120, practic comisioanele acelea vor fi sub 1% din valoarea totală, ceea ce este totuși mai decent. Apoi, dintre eToro și XTB, personal aș merge preponderent pe XTB dacă vrei să iei mai mult ETF-uri și aș merge preponderent pe eToro dacă vrei mai degrabă să iei acțiuni individuale din Statele Unite. Dacă ți-a fost util conținutul, aș aprecia dacă poți să dai un like și ne vom vedea în clipurile următoare. Pa, pa!